ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem într-un loc unic din România. Practic, suntem la Biserica Unitariană din Cluj și aici avem parte de unicul cult inventat, pornit din Transilvania. Suntem cu domnul și mai bine lăsăm pe dânsul să se prezinte. Bună ziua! Bună ziua! Mă numesc Raț Norbert, îmi pare bine, sunt preotul acestei biserici și sunt foarte bucuros că ne vedem aici și că sunteți interesați de noi. Cu mare plăcere și suntem foarte curioși să ne spuneți despre dumneavoastră, despre cult și despre locul în care suntem. Bun. Povestea noastră, din punct de vedere instituțional, începe aici la Cluj, în secolul al XVI-lea, deci în anii 1500. Practic în 1500, în anii 1560, pe acolo, de acolo pornim. Și povestea începe cu un preot, un preot romano-catolic care s-a născut aici la Cluj. Numele lui e David Ferenc, că era de etnie maghiară și germană. El s-a născut în jurul anului 1520, tot aici la Cluj. Desigur, atunci, în vremea aceea, a fost botezat romano-catolic, altceva nu prea era aici, da, în Transilvania. A studiat aici la Cluj, mai apoi a fost trimis să studieze în diferite părți. Și în final a ajuns să învețe și în Germania, în Wittenberg. Acolo era, de acolo a pornit practic reforma protestantă a lui Martin Luther și el a avut posibilitatea să învețe cu acești oameni de seamă al timpurilor sale. A revenit în Transilvania după ce și-a terminat studiile acolo în Germania și a fost numit preot romano-catolic lângă Bistrița. De acolo a fost chemat să vină acasă, în orașul său natal, să devine profesor în școala care era aici, în centrul vechi al orașului. Oraș care, în acele timpuri, deci suntem prin anii 1550 și ceva, deja începea să treacă la protestantism. Da. Maghiarii și germanii, sașii, care trăiau aici în Cluj, erau cam 50-50%, de jumate-jumate era populația orașului, au trecut încetul cu încetul treptat la această idee a protestantismului, practic la luteranism, dacă am dorit să fim mai specifici. Și această persoană, David Ferenc, și el a trecut la ideea, a fost convins, practic, că luteranismul, ideile acestea ale protestantismului sunt mai aproape de adevărul biblic decât biserica medievală vestică pe care a cunoscut-o el înainte. A devenit în foarte scurt timp unul dintre personalitățile foarte importante ale acestei reforme care începea și aici la noi în Transilvania să apară. Și a fost ales foarte repede, cam în anul 1555, dacă mi-aduc bine aminte, a fost ales primul episcop, practic, al luteranilor din Transilvania. Da. A trecut ceva timp și a ajuns la această idee că reforma din Elveția, practic calvinismul, dacă am dorit să spunem asta, teologia care este apropiată sau este teologia lui Ioan Calvin, este mai aproape de adevărul biblic, pentru că aceasta este teza fundamentală al protestantismului, să ne întoarcem la Biblie. Tot ceea ce există în Biblie trebuie să fie crezut și acceptat de o persoană creștină, însă ceea ce nu se găsește în Biblie, acele lucruri nu trebuie să apară nici în cult, nici în liturghie, nici în teologie, nici în dogmatică, niciunde. Iar el a ajuns la această idee că calvinismul este mai aproape de cuvântul Bibliei decât luteranismul și desigur, decât catolicismul. Așa că a spus că el nu mai dorește să fie episcop luteran, pentru că nu mai crede ceea ce, da, spune teologia luterană. Însă oamenii care au fost convinși de el, pentru că era o persoană deosebită, au zis, bine, păi atunci dacă tu nu vrei să fii luteran, atunci nici noi nu vrem să fim luterani, să fim așa cum ești tu. Și au trecut cu toții la această idee calvinistă, la teologie calvinistă, iar el a fost ales primul episcop al calviniștilor din Transilvania. Okay. Cam în anul 1566, avem o cronică a orașului Cluj în care este menționat acest lucru, în ianuarie anului 1566, în Biserica Centrală din Cluj, Sfântul Mihail, Catedrala Sfântul Mihail de astăzi, acest preot al orașului, David Ferenc,
a rostit prima predică în care vorbea despre faptul că Sfânta Treime, dogma Sfântei Treime, așa cum apare în teologia creștină, nu are rădăcini biblice, nu apare niciunde în Biblie. Iar aceasta este prima dată când ideea antitrinitarianismului, adică aceste idei că Sfânta Treime nu este de sorginte biblică, apare în gândirea lui David Ferenc. După aceea trece puțin timp, iarăși își dă demisia din funcția de episcop al calvinilor, pentru că spune, eu nu mai pot să cred ceea ce credeți voi, da. Pentru că, după părerea mea, trebuie să mergem înainte și să ne întoarcem la cuvântul Bibliei, la ceea ce spune Biblia și numai la ceea ce spune Biblia. Și atunci a devenit astfel prima persoană care ajunge la această idee al antitrinitarianismului aici, în Transilvania, însă este din nou ales episcop, de această dată episcopul unitarienilor, cum am spune, pentru că teologia noastră, această idee de unitarianism, își are și numele, denumirea, de la ideea că Dumnezeu este unic și indivizibil. Deci noi, practic, nu credem în Sfânta Treime. Aceasta este una dintre punctele noastre cardinale. Da. În această primă perioadă, lucrurile stăteau foarte bine pentru noi. Foarte multe persoane au zis că și ei doresc să adere la această teologie, iar principele Transilvaniei, care era un stat quasi separat la vremea aceea, principele Ioan Sigismund, și el a trecut la această teologie a unitarianismului, el fiind singurul conducător de stat, dacă am dorit să spunem așa, care a fost unitarian. Da. El devenind unitarian, desigur și nobilimea, care întotdeauna încearcă să stea bine cu puterea. Au devenit și ei. Au devenit și ei unitarieni, dar ceea ce s-a întâmplat și acest lucru este foarte puțin cunoscut, din păcate chiar și aici, nu numai în România în general, dar chiar și în Cluj sau în Transilvania, este un lucru extrem de remarcabil ce s-a întâmplat în anul 1568, nu aici la Cluj, ci la Turda, da. Când dieta principatului separat, Transilvania, dieta fiind practic parlamentul acestei țări, a adoptat o lege care merge cam cu 200 de ani înaintea tuturor celorlalte țări din Europa, legea libertății religioase. Practic, ceea ce s-a exprimat la Turda în anul 1568 este că fiecare comunitate de credincioși, practic satele, orașele, comunitățile de credincioși, au libertatea de a-și alege preoții fără ca principele, episcopii, nobilimia sau oricine altcineva să intervină în această decizie a comunității, pentru că credința este darul lui Dumnezeu și nicio persoană, chiar dacă este o persoană importantă din punct de vedere cleric sau laic, dar totuși nicio persoană nu poate să impună orice credință. Da. Ceea ce este un lucru fantastic. Da. Deci dacă ne gândim că în Europa, secolul al XVI-lea și chiar mai târziu, oamenii mureau cu miile, chiar cu sute de mii de oameni au murit în acest timp, protestanții luptând cu catolicii și catolicii cu protestanții, aici în Transilvania practic nu există război religios, iar pricina faptului că nu există acest război religios este această lege a libertății religioase. Da. Niciunde în Europa nu o să găsim astfel de legi, numai cam cu vreo 200 de ani mai târziu, în filozofia lui John Locke, o să găsim această idee a libertății religioase, ideea nu numai, care are scopul nu numai de a menține pacea în stat, ci mai, merge și mai departe, având această teză teologică sau filozofică, dacă dorim să spunem că credința este dar al lui Dumnezeu, și nimeni nu are voie să intervină în această legătură. Deci, practic, asta este ideea esențială și din această idee crește, practic, legea în sine.
Deci acest lucru este un lucru foarte important, nu se știe de el. Din păcate, Transilvania este mult mai cunoscută pentru vampiri și Dracula decât de această idee a libertății, care totuși este mai importantă decât monștri. Din păcate, istoria cultului nostru, după aceste momente sau primii ani foarte glorioși, dacă am dorit să spunem, nu mai sunt atât de ușori. Principele Ioan Sigismund a murit foarte tânăr, iar cei care l-au urmat, principi romano-catolici și reformații ai Transilvaniei, ei nu au fost foarte fericiți de faptul că există această teologie, mai apoi biserică unitariană în Transilvania. Noi eram considerați eretici și de catolici și de protestanți de toată lumea. Singurul lucru care ne dădea posibilitatea să existăm este practic această lege a libertății religioase, care nu permitea nimănui să intervină în mod agresiv împotriva noastră. Chiar și fondatorul nostru a fost încarcerat în anul 1579 și a murit în cetatea Devei, el devenind astfel un martir al unitarianismului. A murit pentru credința sa, practic, pentru că el continua acest drum către adevărul biblic și a rămas la ideea unitarianismului, chiar la un unitarianism și mai pur decât teologia pe care o exprimase mai înainte, dar aceste lucruri erau deja prea mult pentru conducătorii statului și au decis să oprească reforma protestantă în Transilvania, încarcerând acest episcop care a murit în 1579 la Deva. După moartea fondatorului nostru, biserica noastră a încercat să trăiască așa cum putea în aceste condiții destul de grele. Principii aceștia, chiar dacă n-au putut să ne izgonească din țară, dar totuși au încercat prin diferite metode să găsească modalitatea de a nu lăsa aceste comunități unitariene să existe, dar totuși am reușit cumva să existăm. Aici în Cluj am construit școli, erau mai multe clădiri care erau folosite ca și școală, pentru că pentru noi educația este foarte importantă, o să vă spun câte ceva despre acest aspect. Da. Clujul era practic centrul unitarianismului și majoritatea locuitorilor din oraș erau unitarieni. Și Biserica Centrală Romano-Catolică era folosită de unitarieni pentru că era lăcașul de cult al orașului, practic. Da. Problemele și mai mari pentru noi au apărut atunci când Transilvania și-a pierdut independența și a devenit parte a Imperiului Habsburgic. Iar Imperiul Habsburgic a înțeles că pentru a-și consolida puterea în diferitele zone în care intra, ei foloseau biserica pentru consolidarea puterii. Și au început să impună, probabil. Exact. Și atunci Biserica Romano-Catolică a revenit în Transilvania. Aha, okay. Unitarianilor i-au fost luate lăcașurile de cult, școlile practic în acest oraș unde în anii 1600, la finele anilor 1600, încă eram o majoritate, unitarienii nu mai aveau un loc unde să se roage. Deci biserica și toate cele erau luate de la ei și era și mai grav faptul că nici nu era permis să își construiască un nou lăcaș de cult. Aproape 100 de ani au trecut până când s-au schimbat vremurile și
unitarienii au avut posibilitatea de a-și construi o biserică nouă, aceasta. Care ne aflăm noi acum. Aceasta a fost construită între anii 1792 și 1796, deci da, în patru ani. Da, în stilul barocului târziu, al clasicismului. Dar ceea ce este interesant despre această biserică este faptul că înainte ca arhitectul să se pună să deseneze și să măsoare forma bisericii, teologii bisericii unitariene au stat să se gândească cum ar trebui să arate o biserică unitariană. Iar ei și-au spus ideile acestui arhitect, Anton Türk era numele său, era un arhitect din Târgu Mureș și au spus ideile care erau importante pentru unitarieni să apară în biserică și el a construit această biserică în acest timp record de 4 ani. Da. Spun acest lucru din pricina faptului că dacă ne uităm în această biserică, da, ea nu este numai un lăcaș de cult, este și teologie formată în piatră. Pentru că teologia a stat la baza construcției. Dacă ne uităm... Ce înseamnă teologie vă spun în piatră? După cum vedeți, nu o să găsiți în această biserică altar, nu o să găsiți icoane, da, statui, picturi. Pentru că, picturi, nimic. Da. Acest lucru nu este foarte deosebit. Această simplicitate provine din ideea de puritanism. Tot așa ca și la frații noștri de rit reformat, la calviniști, o să vedeți tot așa biserici goale, fără icoane, statui, picturi, altare. Centrul bisericii unitariene este masa Domnului, acest loc, în fiecare biserică unitariană o să găsiți o astfel de masă, care nu este altar în sine, este doar o masă care reprezintă masa lui Iisus și împărtășania pe care el a avut-o înainte să fie arestat cu discipolii săi. Noi avem împărtășanie de la această masă, enoriașii vor sta în jurul mesei, ceea ce simbolizează faptul că toți suntem la fel, suntem copiii Domnului și suntem discipolii lui Iisus, încercăm să învățăm din pilda, din exemplul său, iar când stăm aici, practic, noi simțim această, sau dorim să simțim, să înțelegem că aparținem la aceeași comunitate, toți cei care stau în jurul acestei mese aici, și când luăm pâinea și vinul, simboluri ale acestei împărtășani, ale acestei comunități, atunci ne dorim să devenim creștini cât mai buni, discipoli ai lui Iisus, care îi urmează exemplul, pilda și învățăturile sale, nu numai aici când suntem în biserică, ci și cel mai mult atunci când pășim în afara bisericii în viața noastră. Avem amvonul, care nu are o teologie separată. Amvonul este ca preotul să fie văzut de către comunitate. Și să fie mai aproape de... Să fie mai aproape. Da. Eu sunt destul de scund. Dacă eu aș sta aici când biserica nu este plină, nu m-ar vedea lumea. Deci de aceea avem acest amvon aici. Iar dacă vedeți, avem băncile care sunt puse jur împrejur în jurul mesei Domnului și în jurul amvonului, arătând practic această formă că suntem cu toții discipoli. Aici nu există cineva care este mai presus, nu sunt locuri mai de seamă, fiecare bancă este practic la fel. Da. Și noi cu toții suntem la fel când venim aici să ne rugăm Domnului nostru și să învățăm din predică, din gândurile pe care le avem în timpul predicii, să înțelegem Evanghelia, buna vestire pe care Iisus a adus-o în această lume. De aceea, totodată, dacă ne uităm în biserică, o să vedem că cel mai important lucru, nu știu dacă camera o să reușească să vadă acest poate lucru. Poate să iau cadrul după aceea și o să reușesc să montez. Ce anume? Este această idee de spațiu. Aha. Deci dacă mergem în jurul bisericii din afară, o să vedem că o să ne pară că biserica este una de, nu știu, mijlocie, dacă dorim să spunem așa. Dar când intrăm în biserică, atunci parcă spațiul s-ar deschide, arată parcă ar fi mai mare. Da. Avem aer, avem loc, este lumină aici în biserică,
Și acest lucru este foarte important pentru noi, pentru noi gândirea, posibilitatea să căutăm adevărul. Fiecare are nu numai o posibilitate, ci practic o responsabilitate să caute adevărul divin, care nu este un lucru afirmat, adică este un lucru afirmat, dar nu este un lucru pe care îl găsește numai o generație, ci fiecare persoană, în fiecare generație, are responsabilitatea să regăsească și să reexpună adevărul veșnic și universal pe care noi îl credem în această prezență al Domnului aici între noi, dar și prezența lui pretutindeni. Pentru a simboliza acest lucru, pentru această libertate a gândirii, posibilitate să cercetezi, să cauți adevărul, să ceri ajutor de la Dumnezeu să te ajute să cauți acest adevăr, avem această lumină, acest spațiu aici în biserică, arătând, chemând practic omul să încerce să învețe cât mai mult. Pentru noi această idee de știință, de rațiune, de educație este foarte strâns legată de religie. Pentru noi religia înseamnă și faptul că încercăm să înțelegem lumea care ne înconjoară. Teologia nu este un lucru scris undeva acum 2000 de ani care trebuie lăsat așa cum este. Pentru noi acest aspect ar fi să lăsăm teologia într-un muzeu, dacă îmi permite, să mumificăm diferite idei, însă vedem în jurul nostru că omul, societatea, toate se schimbă. Da. Ceea ce știm noi, practic, nu era știut de oamenii care trăiau acum 2000 de ani. Știm mult mai multe din diferite segmente, avem tehnologie și de toate. Știința a progresat enorm în acești ani. Suntem foarte curioși, iar curiozitatea asta ne-a făcut să descoperim atât de multe lucruri. Exact. Iar pentru noi această curiozitate este partea religiei noastre. De aceea, dacă vă uitați în jurul bisericii, o să vedeți două clădiri, ambele sunt școli și ambele sunt școli unitariene. Deci cam asta este metoda noastră, o biserică cu două școli. Pentru că fără o educație și fără această curiozitate și dorință de a cerceta, de a găsi și ceea ce găsești să pui în dialog cu teologia pe care o ai, nu există unitarianism. Da. Am înțeles. Bun. Legat de masă, ea mai are un alt simbol pe lângă ce ați spus și ne-ați spus că este anul în care s-a înființat cultul și anul în care s-a făcut masa. Da. Nu? Da? Deci avem 1568-1968. 400 de ani. 400 de ani, exact. Deci atunci a fost o sărbătoare destul de importantă în anul 1968, desigur, erau 400 de ani de existență a bisericii noastre și atunci acești artiști, practic, Ianu Servatius și fiul lui Tibor Servatius, ambii trăind aici în Cluj, ei au fost ceruți de biserica noastră să creeze o operă de artă, practic, care va sluji ca masa Domnului în biserica noastră. De atunci, noi iubim această masă, este una impozantă care a fost făcută în secolul 20 cu simbolistici care țin de Transilvania și de locuri care sunt importante pentru unitarieni. Dacă ne uităm la picioarele acestei mese, vom vedea că fiecare este sculptat în forma unei persoane umane. Aici avem o tânără doamnă, o mireasă, îmbrăcată în veșminte din satul Rimetea, care este și la momentul de față un sat predominant unitarian. În spate vom vedea tot așa un mire care ține o carte în mână, tot în veșminte din Rimetea, un tânăr domn acolo. Dincolo, în cealaltă parte, o să vedem o femeie ținând în brațe un copil. Iar pe partea cealaltă o să vedem un bărbat mai în vârstă care lucrează la câmp. Iar în jur împrejur o să găsim simboluri și motive tradiționale transilvanene sculptate pe această masă. Da. Iar desigur în mijloc cei doi ani și
Pe masă o găsim și simbolul bisericii noastre, un șarpe și un porumbel. Da. Această formă provine din Evanghelie, să fim înțelepți ca șerpi și fără răutate ca și porumbei, ne învață Iisus. Iar aceste două aspecte, înțelepciunea și modul de a trăi fără răutate ca un porumbel, practic sunt esențiale pentru teologia noastră. Da. Spuneți-mi, vă rog, despre sărbătorile din cadrul cultului. Noi sărbăm fiecare sărbătoare creștină, deci da, urmăm calendarul creștin. Anul în acest calendar creștin începe cu Adventul, cu primele patru săptămâni înainte de Crăciun. Înainte de Crăciun. Sărbăm Crăciunul când ne bucurăm că Iisus se naște an de an. Nu numai odată s-a născut acolo în Israel, ci se naște an de an în fiecare comunitate și în viața fiecărui om, nu ca și persoană, ci ca și idee, să nu ne fie frică, să ne bucurăm că avem această veste bună, da, bună vestire care apare pe această lume. Sărbăm, desigur, Paștile. Noi nu credem că Iisus a înviat trupește, din punct de vedere trupește, în ziua Paștelui. Pentru noi acest lucru este ceva care ar fi deasupra legilor naturii, iar aceste miracole supranaturale nu sunt acceptate de noi unitarienii. Noi credem că Dumnezeu a creat cea mai bună lume posibilă, El fiind un creator perfect, iar dacă El trebuie să intervină în legile acestei lumi, atunci înseamnă că a intervenit o greșeală. Okay. De aceea noi nu credem în minuni supranaturale, credem că Iisus, din păcate, a fost răstignit, a murit pe cruce, a fost înmormântat și El, din punct de vedere trupește, a murit. Însă de Paște noi sărbătorim faptul că învățăturile sale, pilda sa, spiritul său, nu cunoaște moartea. Acest lucru, practic, învierea se întâmplă în inimile, în mintea acestor discipoli și trebuie să se întâmple în inimile și în mințile noastre când înțelegem că Iisus nu moare odată cu trupul care poate fi ucis de răutate, de oricine, însă acest spirit al adevărului, exemplul și învățăturile sale, persoana sa, nu poate fi omorât pe nicio cruce. Acest spirit trăiește între noi și prin noi. Acesta este lucrul pe care noi îl sărbăm de Paști. De Rusalii sărbătorim biserica, care este formată prin Duhul Sfânt. Nu credem că Duhul Sfânt este o persoană separată în Sfânta Treime, credem că este puterea divinității, este suflul etern al adevărului care provine de la Dumnezeu. Acest suflu, acest spirit este dat discipolilor de către Tatăl nostru Ceresc, iar ei când încep să vorbească și să trăiască după exemplul lui Iisus, atunci se formează această comunitate de credincioși numită biserică, pentru că biserica nu este o instituție în primul rând, biserica este o legătură spirituală dintre oameni. Iar noi ne bucurăm și sărbătorim și încercăm să regăsim întotdeauna această comunitate spirituală a credincioșilor pe care o numim biserică. Sărbătorim totodată, avem și sărbătorile noastre specifice. În ultima duminică a lunii septembrie dăm mulțumiri Domnului pentru toate darurile sale. Avem și împărtășanie în ziua aceea. Sărbăm ziua de 13 ianuarie. Aceasta este ziua când edictul de la Turda al libertății religioase a fost declarat și de aceea ne amintim de această zi, ea nu fiind un moment religios, dar fiind un moment foarte important al cultului nostru. Da. Câți membri, să zic așa, dacă pot să spun așa, fac parte în ziua de astăzi în acest cult? Știți? Deci biserica noastră, da, biserica noastră este una foarte mică. Noi avem cam 50.000 de membri în România, da, în 126 de parohii,
Aici în Cluj, parohia noastră este una mai mare. Noi avem 1547 de membri. Okay. În parohia mai sunt două, în Cluj mai sunt două parohii unitariene mai mici ca aceasta, dar cele mai multe parohii se află în Secuime. Acolo a rămas în diferitele sate și orășele din Secuime. Secuime o să găsiți parohii unitariene. Totodată avem comunități mai mari la Rimetia, aici în județul Alba, lângă noi. La Turda este o comunitate mai mare. Dar noi suntem destul de puțini. Okay. Dar nu numărul enoriașilor, ci credința este cea mai importantă. Care contează de fiecare dată, da. Exact. Ce alte diferențe mai sunt între religia creștină ortodoxă și cult? Sunt foarte multe. Noi ne definim ca și o biserică creștină protestantă, ceea ce deja are o mulțime de diferențe față de, biserica ortodoxă creștină. Aceste diferențe se văd și în liturghie și în ierarhia bisericilor și parohiilor pe care le avem și desigur și în teologia noastră. Ceea ce ne face pe noi aparte este această idee a unicității Domnului, faptul că nu putem să acceptăm dogma Sfintei Trăimi. Noi credem că Iisus, cum v-am spus și mai înainte, da, Iisus a fost un om ca și noi toți. El a fost Fiul lui Dumnezeu, așa cum toți oamenii sunt copiii Tatălui Ceresc. Credem că Sfântul Duh nu este o persoană separată, ci Spiritul Domnului care se găsește oriunde în jurul nostru. Numai noi trebuie să fim receptivi să înțelegem. Credem că omul se naște fără de păcat, nu credem în păcatul primordial, vom spune că fiecare este responsabil pentru păcatele sale, copiii care se nasc pe acest pământ sunt puri, okay, nu au niciun și fel de... Și cam de când încep să devii conștient de păcate, cam de când? De când nu mai ești copil, practic, nu? Da, când, de atunci când încep să devii conștient, atunci... De atunci. Okay. Da. Deci păcatul nu este, nu credem că păcatul sau răul ar fi personificat, că ar exista, că ar exista un drac, un diavol, o satană, da, persoană, pentru că acestea ar aduce niște probleme destul de grele din punct de vedere teologic. Păcatul și răul pe care îl vedem între oameni provine de la om. Noi nu suntem încă gata să înțelegem că binele și pacea și libertatea este mai importantă decât ca cineva să devină mai puternic, să arate această putere. Deci, pentru noi, răul pornește din om și nu este pentru că omul e stricat din naștere, ci provine din faptul că noi, ca și toți studenții și elevii, greșim. Sunt momente în care nu facem ceea ce este bine, dar ceea ce este important este să învățăm din greșelile noastre și să nu le mai comitem după, da, aceea. Și acesta este foarte important din punct de vedere teologic pentru noi. Credem în libertatea conștiinței și libertatea acțiunilor, dar totodată suntem conștienți și de faptul că prin această libertate avem și responsabilitatea faptelor noastre. Da. Deci când omul creștin, ne învață Apostolul Pavel, poate să facă ceea ce dorește pentru că este liber. Însă această libertate vine și cu responsabilitate. Da, da. Pentru că fiecare acțiune, exact, fiecare acțiune este o responsabilitate de-a noastră, pe care, da, trebuie să ne asumăm. Ceea ce face foarte importantă ideea de moralitate pentru noi, de a gândi toate acțiunile pe care le facem în așa fel să facem bine. Da. Foarte frumos și interesant. Mai avem două lucruri de care vrem să vă întrebăm, pe care unul e aici, în partea dreaptă, avem niște numerele, cifre. Da. Niște numere. Acesta este primul lucru care de obicei este întrebat, da, în această biserică. Dacă vă uitați pe bănci, o să găsiți aceste cărți. Acestea, da, sunt cărți de cântece. Avem, da, cântecele pe care le cântăm. Avem orga aici în biserica noastră.
care tot așa funcționează, desigur, și în timpul slujbelor vom cânta din aceste cărți. Și dacă vă uitați, fiecare cântec are un număr. Da. Acum, aceste numere sunt cele pe care le punem acolo, ca în uriaș și să vadă ce vom cânta în timpul slujbei. Ok. Deci atât este. Ok. Nu sunt numerele câștigătoare de la loto sau... Da. Astfel sunt numerele cântecelor pe care le cântăm în timpul slujbei. Așa. Și ne-ați spus că ne duceți acolo la da. Pietre. Haideți este o legendă a cultului nostru. Această legendă ne spune că David Ferenc, fondatorul bisericii noastre, revenea în anul 1568 de la o dispută religioasă de la Alba Iulia. Aceste dispute religioase erau foarte importante în acea vreme, erau practic și un meci de fotbal de astăzi. Și oamenii din Cluj erau foarte interesanți de rezultate și au auzit că vine preotul lor dinspre Turda și s-au adunat la poarta orașului. Clujul era, avea poartă și ziduri și era o mulțime așa de mare încât David Ferenc n-a putut să intre în oraș, așa că s-a suit pe o piatră rotundă care era acolo la intrarea orașului și a rostit o predică atât de importantă încât toți oamenii din Cluj au trecut la unitarianism. Wow. Desigur, asta e o legendă. Dar avem această piatră rotundă aici, care a devenit simbolică pentru noi, fiind practic o temelie, dacă dorim să spunem așa, a bisericii noastre. Aceasta este piatra rotundă, este originalul. Deci da. Chiar dacă spunem că această legendă este o legendă și desigur nu toată lumea a trecut la unitarianism după această predică a lui David Ferenc, dar totuși încă din secolul al XVII-lea, deci din anii 1600, avem deja informații scrise despre piatra lui David Ferenc. Oh. Deci ceva totuși s-a întâmplat, este un adevăr care stă da. la această bază legendă, acestei legende. Există un sâmbure exact, de adevăr. Exact. Exact. Nu știm care este acest sâmbure, dar trebuie să existe. Astfel că această piatră a fost aici, adusă aici în anul 1884, a fost da. Adusă aici în biserică și de atunci este aici și dacă vin preoți la noi, ne vizitează preoți, le spun să atingă măcar piatra, poate o să învățăm și noi să spunem predici care să fie atât de importante ca și predica lui David Ferenc. Vă mai arăt un lucru foarte interesant. În anii 1600 și 1700 exista o comunitate de unitarieni polonezi aici în Cluj. Da. Ceea ce s-a întâmplat este că unitarianismul a apărut concomitent în Transilvania și în Polonia în mijlocul secolului al XVI-lea. Însă în anul 1660 și ceva, regele Poloniei de atunci a spus: gata, am terminat cu aceste denominații și erezii și așa mai departe, să dispară toată lumea care nu este romano-catolică din țara mea. Astfel, acești unitarieni din Polonia au avut practic să aleagă între să devină romano-catolici sau să plece din țară. Cei mai mulți s-au dus în Olanda și acolo au fost foarte importanți pentru istoria culturală a Europei vestice, dar să nu intrăm în aceste amănunte. Însă unii au venit aici la Cluj, la fraților practic, da. Și și-au cumpărat o casă în Cluj, unde au avut parohia lor, iar acest mormânt este al unui preot al comunității poloneze unitariene din Cluj. Când s-a început construcția acestei biserici, atunci această comunitate poloneză, care era tot mai mică, devenea tot mai mică, a decis să își vândă casa da. Și să doneze banii pentru construcția acestei biserici și să devină și ei la rândul lor membrii acestei parohii. Da. Dar totuși există în comunitatea noastră această istorie internațională a unitarianismului. Da. Foarte frumos. Vă mulțumim pentru această călătorie în acest cult. Ne-a plăcut, ne-a fascinat.
Ați atins și piatra, pentru că ne-ați povestit așa, într-un mod foarte frumos, e clar. Și o să mai luăm câteva cadre acum și punem pe material. Sigur. Vă mulțumim și vă urăm toate cele bune. Toate cele bune, numai bine vă doresc.